bine, hai. El, deci, Gâdea are, deci, ce aș putea să-i reproșez prietenului Gâdea? Multe. Multe. Infinit. Unul dintre reproșuri este că mă pune să povestesc, zice: "Ai, nu, te rog, povestește-o tu pe aia." Păi, prietene, am povestit-o de 10 ori, nu contează, nu contează. Te rog, povestește-o. Deci, știe cineva faza cu Gică Petrescu de la Festivalul de Romanțe? Absolut nimeni. Nu știe nimeni? Nu. Nu știe nimeni? Bă, nu s-a uitat nimeni la noi, mă, la emisiunea. Bun. Sper că se uită și doamna Teo. Nu, mă, dar nu se transmitea nimic, deci era fake. Era fake, nu? Da. Dacă vrei, poți să te ridici în picioare la... Imediat. Da. Deci, să-mi dau suzeta jos de la gât ca să... Deci... era în anul... era într-un an în care noi, Teo și cu mine, lucram la Tele7 ABC. Deci era înainte de 97 sau 98 sau când am... Deci pe anul 96. Și... povestea scurtă este: muream de foame. Asta e. Deci, v-am spus, era, adică aveam de la Casa de Modă Venus, dacă ne făcea barter și cu un fast food, credem, am fi fost fericiți, da. Adică nu luam leafa, asta era nasol. Nu luam leafa deloc. Și muream de foame și ne era foame. Și de ce povestesc asta? Pentru că asta este ceea ce m-a marcat atunci, exact. Foame. Da, ne era foame. Ah, da! Și-a venit taică, justificarea prezentii. Și-a venit tata și a zis, bă, zice... vreți să prezentați un festival de romanțe la sala radio? Și eu zic, tată, nu! Vă dă bani! Când mergem. Și m-am dus la Teo și i-am zis, prietenă, știi tu sandwich-urile alea cu cartofi? Că noi mâncam cartofi fierți puși între felii de pâine. Da. Și eu țin minte și acum, dar m-am întâlnit cu un cetățean, asta e faza fabuloasă, acum, după 18 ani, 19 ani, îți dai seama? M-am întâlnit cu un cetățean care mi-a adus aminte de unul dintre cele mai crâncene momente din viața mea, când m-am dus cu mașina lui tata la benzinărie și am pus 2 litri de benzină, că atât aveam bani. Și am zis să ajung cu ea acasă. Serios. Și zice, țineți minte, domnul Mircea, când aveați dumneavoastră o Dacia rușghinită și a spus 2 litri de benzină? Eu m-am uitat, zice, eu eram lângă dumneavoastră, mai țin... fabulos. Deci m-am întâlnit acum de curând. În sfârșit. Deci, și mă duc la tăi, spun, prietenă, sandwich cu cartofi, suficient, nu? Pac! Mergem să prezentăm și noi. Da! Perfect! Și am mers la sala radio să prezentăm un festival de romanțe. Vă dați seama, publicul era un 80 plus, că acum, na, era, na. Și noi eram de aia, matinal, făceam, ho, ho, îți dai seama. Noi eram și cam isterici, și de foame, și de stres, și de astea eram și foarte isterici. Și noi dimineața, fii atent, lumea știe, zice, cum vă treziți dimineața? Prietene, asta e problema, întreabă-mă cum reușesc să nu fac... intram în crize de râs, știi, dimineața. Și atunci noi, nu serios, și înainte să intrăm în emisie, deci noi la 6:30 dimineața luam un rudotel, atenție. Deci nu era problema cum ne trezim, atât eram de isterici, da? Deci luam un rudotel. Da, de la mamaie. Așa. Da, mă, le dădea mamaia din rudotel. A zis, uite, mamaia, ia de aici să nu mai râs pe post. Gata, pleac, hop! Bine, oricum îmi făceam criză de râs. Și îți dai seama, festivalul de romanțe. Toată lumea, înțelegi, lumea elegantă, îmbrăcată, toată vârsta a treia, respectabilă, nu știu ce. Noi, bă, ce facem noi aici? Ce facem noi aici, știi? Pac, orchestra, nu știu. Tu vedeai numai crevă. Da. Te zic, bună seara. Lumea în sală. Wow, atunci am panicat, știi, zic, frate, ce fac aici? Zic, orchestra sălii radio. Mamă, ăia toți intră, știi, sobri, așa toți. Fa, zic, mă uit la Teo, potolește, e pe sistemul potolește-te. Ok. Și erau de-alea, știi? Venea omul și așa, cum un... din repertoriul și de-alea, și aia, pac, și venea. La umbra nucului bătrân. Fai, zic să nu. Bun. Și momentul adevărat ăla de hit, meseriaș, adică ăla... Yo! Înțelegi? Adevărat a fost evident Gică Petrescu. A intrat bine. Michael pe scenă, practic. A intrat Gică Petrescu. Deci toată... Da, romanțe, ok. Deci, melancolie, tristețe, romantism, da... așa, la noi era o foame. Noi am crezut că ne dă și noi să mâncăm ceva înainte, știi? Zic, băi, intrăm așa, n-am mâncat de 3 zile. Bun, în sfârșit. Și intră Gică Petrescu pe scenă. Băi, când a intrat Gică Petrescu pe scenă, și a început maestru. Hop, șorată, hop, șorată, hop, șorată, stop! Hei, toată lumea era... Zic,
Mamă, eu mă, eram în dreapta țambalului, știi? Deci eu eram pe scenă în dreapta, că noi am stat, stăteam pe scenă, unde era să stăm? N-am, stăm pe aia și tu stăteam și noi așa. Și acum gata, și plecă, ok. Acum vine din zona Banatului, da, știi, bun. Și noi eram în, eu eram în dreapta țambalului, mă uitam peste țambal la Teo, știi? Și eram, adică, peste mai că, uite, maestru zice, adică e beton, știi, ăla, țambalul, hai că merge. Și la un moment dat se întâmplă următoarea treabă. Deci maestru era aici. Și zice, exact așa făcea. Deci nu e, eu vă arăt cum făcea. Și la un moment dat, când face, nu știu cum vrea să fac așa, avea o figură de dans, face așa, îi zboară și celălalt picior, picioarele se duc înspre tavan, hop, și maestru pică în cap, poc, pe podea. Și picioarele îi vin peste cap. Deci, ca să mă înțelegeți, era așa. Deci, așa ajunsese Gică Petrescu. Și stătea așa. Bun. Deci, ăia de la instru, știi? Pentru că, adică, prietene, așa ceva, bă, așa sau, adică așa, așa s-a auzit, deci, a fost tătără, prima reacție din toată sala, cine a avut-o? Vă mulțumesc. Bă, deci, Asafa Powell în Blockstar, înțelegi? Sau ăla, Usain Bolt, că ăștia. Deci, deci exact, am plecat din Blockstart, bă, m-am dus, l-am luat pe maestru, am băgat mâinile sub maestru, deci picioarele veneau așa, dacă maestru era de sub, picioarele erau așa, l-am luat pe maestru, l-am apucat, hard! L-am ridicat așa, picioarele i-au venit, hop, și l-am pus în picioare. Și în momentul în care a fost pe picioare, deci când picioarele a atins solul, și... Aia cu orchestra, când au văzut că maestru și... Băi, crede-mă, deci, după ce că eram slab, ca un ogar leșinat, înțelegi, și nemâncare 3 zile, băi, deci cred că am slăbit 5 kg în momentul ăla, știi? Și m-am uitat la Teo, păi Teo era lividă, înțelegi, și era așa... Și am... Deci, în acea fracțiune de secundă care a fost decisivă, am zis, nu, Gică Petrescu... Nu o să strice mie sandwich-ul, adică... Nu, dar nu, dar nu mi se întâmplă mie asta, Gică Petrescu nu-și va încheiera cariera on my watch. Știi, era pe care era... Deci, nu, nu cât suprafe, exact, nu pe tura mea se întâmplă treaba asta, m-am dus, deci era... După aia, după aia, mai testezi bine? Da, dragă, n-am nimic. De regulă. Ok, atunci. Bine.